Trebuie să facem tot ce ține de fiecare dintre noi pentru a nu mai avea un val atât de agresiv ca cel care a devastat națiunea noastră în această toamnă. Singura cale pentru a pune punct pandemiei rămâne vaccinarea cât mai multor oameni. Astăzi avem o soluție atipică pentru guvernarea țării, pentru a trece România peste o încercare istorică. Dar această soluție reprezintă totodată o oportunitate pentru politicieni de a arăta că au maturitatea de a pune pe primul loc interesul românilor, chiar cu prețul unor compromisuri personale și doctrinare dificile. Tuturor românilor, oriunde vă aflați astăzi, vă urez la mulți ani și vă doresc multă sănătate. La mulți ani, România!